299 și 251, documentele care ne transmit detalii privitoare la pătimirile Sfântului Martir Miron indică faptul că slujea ca preot într-una dintre cetățile din zona Ahaiei. Nu se cunoaște numele acelei cetăți. În timpul împăratului Deciu, prin hotărâre imperială au fost declanșate acțiuni de persecutare a creștinilor, aceștia fiind identificați ca dușmani ai zeilor patriei, a zeităților din panteonul greco-roman. Refuzul creștinilor era motivat de credința lor într-un singur Dumnezeu întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, descoperit oamenilor prin Iisus Hristos. Pentru că nu jertfeau zeilor, creștinilor li se imputa mânia lor, care se abătea peste toată lumea, astfel încât orice s-ar fi întâmplat rău, pe cale de consecință, creștinii erau de vină. Într-una dintre incursiunile de prindere a creștinilor, chiar în ziua sărbătorii nașterii Domnului, Miron slujea în mijlocul comunității sale. Antipatru, proconsulul Ahaiei, l-a capturat pe Miron împreună cu mai mulți creștini și au fost duși în forul cetății, în apropierea unui templu păgân dedicat lui Bacchus. Miron l-a înfruntat curajos pe Antipatru, îndemnând pe confrații săi creștini să reziste și să nu se lepede. Au urmat zile multe în care Miron a fost forțat în cele mai crude moduri să renunțe la Hristos. Sfântul preot a rezistat. Nu a cedat nicio clipă gândului că s-ar putea lepăda de credința și dragostea lui de Hristos și să se închine zeului vinului. După multe zile în care a îndurat la limita supraviețuirii chinurile trupești, Antipatru a hotărât să-l trimită pe Miron în cetatea Cizic din Helespont. Aici urma să intre sub jurisdicția altui guvernator. Drumul spre Cizic a fost plin de ispită și semne care făceau cunoscută nevinovăția și nedreptatea persecutării lui Miron. Odată ajuns la Cizic, guvernatorul local a luat act de procesul condus până atunci de Antipatru. Văzând fermitatea credinței și a mărturisirii Sfântului Miron, l-a condamnat direct la moarte prin decapitare. Modelele de credință și rezistență pe care le-au lăsat martirii bisericii au întărit pe creștini de-a lungul veacurilor. Pe prețul de sânge al mărturiei lor s-a întărit creștinismul și biserica a biruit.